un lacheu comunist din partea lui Iliescu. Du-te, pupă-l pe Iliescu. Laper pe Iliescu. Candidează și dacă vei să aduci. Ce e acela? Laper pe Tătuca. Da, și? Ești un comunist asta. Ce vorbești? Ești un comunist în Parlamentul României. Din banii mei. Nu am 22 de ani. Și nu te mai, nu mai vreau. Aveam 21 de ani la Revoluție. Nu mai vreau pe Iliescu. Da? Tătuca a tras noi la Revoluție. Ce vorbești? Tătuca a tras noi la Revoluție. Păi 22 de ani. Câți ani aveți la Revoluție, prieten? Unchiul meu a murit la Revoluție, prieten. Ce vorbești? Și ce e meritul tău? E meritul tău? Îl salvați pe Iliescu, da? E meritul tău că a murit unchiul. Dai tu legi ca să-l scoți pe Iliescu și toți. Vorbește frumos. Da, frumos. Dar tu cine ești? Tu. Ce? Ești un tu, dar cine ești? Ce? Ești un comunist și asta ești. Ce vorbești? Și ce asta trebuie? Neocomunist. De unde ești? Nu. Ai proprietatea termenului. Cunoști ce înseamnă comunist? N-ai trei, tu apără-l pe Tătuca. Tu apără-l pe Tătuca în Parlament. Ești dumneavoastră noastră comunist. Ce vorbiți? Ce vorbiți? Ești dumneavoastră, câți ani aveați în 89? 22. 22? Da. Ei, să vă spun unul că aveam 4... Dar de ce? La 40 de ani era mai greșit. Nu, ați apărat mai multe umilință. Ați apucat? Hai, vorbești ca mulți. Dacă aveați 40, dacă aveați 40, prindeați mai multă umilință, care nu se uită. Umilința aceea nu se uită. Datorită mie, mă? Da. Și acum, băi, băiatule, vorbește cu maică-ta, mă. Vorbește cu maică-ta așa.